Echipajele municipalității acționează săptămâna aceasta pentru dezafectarea stâlpilor vechi din beton. 7 dintre ei au fost demontați în noaptea de miercuri spre joi. Se lucrează pe Bulevardul Mamaia pe tronsonul delimitat de străzile Mircea cel Bătrân și Bucovinei. Pentru a nu fi afectat traficul rutier, acțiunea are loc exclusiv pe timpul nopții. Stâlpii au fost eliberați în prealabil de cablurile aeriene ce au fost introduse în subteran. În locul stâlpilor vechi au fost montați alții din metal, care asigură iluminatul public. Concomitent, Primăria Constanța, în colaborare cu operatorii rețelelor de comunicații, continuă acțiunile de eliminare a cablurilor care nu mai sunt folosite, rezultatul fiind un mediu urban aerisit și plăcut. În total vor fi dezafectați 37 de stâlpi din beton de pe Bulevardul Mamaia.